Salut! Sunt Alex și aș vrea să vorbim despre inițiativa Localități Prietene ale Copiilor. Ce este o localitate prietenă a copiilor? O localitate prietenă a copiilor este un municipiu, un oraș sau o comună care se angajează să respecte drepturile copilului, așa cum sunt ele exprimate în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Inițiativa a fost lansată în anul 1996 de către UNICEF și UN-Habitat pentru a face localitățile locuri unde vocile, prioritățile și drepturile copiilor să se reflecte în politicile și deciziile publice. Ideea este ca fiecare copil să se bucure de copilărie și să își atingă potențialul maxim. În prezent, inițiativa este implementată în peste 5600 de localități din toată lumea. Care este situația din România? În România sunt peste 3.600.000 de copii. Aproape 42% dintre ei sunt expuși la sărăcie sau excluziune socială. Copiii vulnerabili au acces redus la servicii esențiale de calitate, pot fi discriminați, exploatați, marginalizați. Ce își doresc copiii pentru localitățile în care trăiesc? UNICEF a aflat vorbind cu aceștia că și-ar dori o școală menținută în stare bună și unde să fie asigurate toate condițiile igienico-sanitare, un spațiu pentru activități sportive și recreative, transportul către școală să fie gratuit, educație pentru sănătate și, extrem de important, copiii să fie consultați de către autorități legate de deciziile care îi privesc direct. O localitate prietenă a copiilor trebuie să țină cont de toate aceste nevoi. UNICEF oferă asistență tehnică autorităților locale pentru a dezvolta și implementa politici și programe care să țină cont de drepturile și prioritățile copiilor, cât și de consultarea acestora în luarea deciziilor. Care sunt criteriile minime pentru ca o localitate să devină prietenă a copiilor? Obținerea de rezultate pentru copii, protecție și acces la servicii sociale, de sănătate și de educație, un mediu sigur și curat, locuri de joacă. Participarea și consultarea copiilor în luarea deciziilor. Combaterea discriminării. Toți copiii au drepturi egale în viață, indiferent de etnie, de religie, de situație financiară, de gen sau de abilități. UNICEF susține efortul autorităților de a transforma România într-un loc mai bun, mai curat și mai sigur pentru copii și tineri, în care vocile acestora să conteze în luarea deciziilor care îi privesc. Aflați de la UNICEF cum poate și localitatea dumneavoastră să devină o localitate prietenă a copiilor. Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor este parte a proiectului România pentru fiecare copil, asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România, care beneficiază de un grant în valoare de 4,2 milioane de euro oferit de Norvegia prin granturile norvegiene în cadrul programului dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.